Bine v-am găsit la interviurile DC Medical DC News. Sunt Valvul, cu discut cu profesorul Codruț Sarafoleanu, ORL, Spitalul Sfânta Maria. Domnule profesor, am trecut aproape cu toții prin infecția COVID. A dispărut mirosul, a reapărut. Pentru unii dintre noi au fost și tulburări auditive. Ce se întâmplă? Care sunt mecanismele prin care auzul, mirosul dispar în unele boli infecțioase? Absolut. Există virusuri respiratorii, din care face parte și celebrul COVID-19, care afectează nervii senzoriali. Și aici vorbim de miros, de gust, de auz. Deci, iată, din fericire, n-au fost foarte mulți pacienți care au avut probleme cu nervul optic, dar am auzit de câteva cazuri în care au fost căderi semnificative a acuității vizuale, tot în contextul infecției COVID. Deci COVID-ul a avut foarte multe fețe așa. Dar sunt și alte virusuri care ne îmbolnăvesc în mod curent, pe care copiii le au din colectivități și noi de asemenea din zonele aglomerate, care afectează nervul mirosului în mod special. Și sunt foarte multe tulburări ale acuității olfactive, de la scăderi ușoare sau mai puțin ușoare ale acuității până la dispariția completă a mirosului. Din fericire, o mare parte dintre ele sunt reversibile, dar există și o categorie de pacienți care rămâne definitiv cu această scădere permanentă de miros. Ceea ce este mai grav și la COVID s-a întâmplat foarte des, e faptul că după ce că nu mai avem miros, mai avem tot felul de pervertire ale senzației olfactive. Adică noi mirosim o floare și poate mirosul este metalic sau chiar neplăcut. Parfumurile, mulți pacienți spuneau că miros a sulf, cafeaua nu mai are niciun miros. Deci pe lângă faptul că nu simțim, avem tot felul de alte mirosuri care ne apar așa în minte. Că, dar pierderea mirosului nu sperie, alte simțuri sigur, sunt importante, dar o viață fără miros, eu știu, e... Să știți că din ce în ce mai mulți pacienți, și chiar în puțin timp înainte de epoca COVID, se prezentau pentru că erau deranjați de lipsa mirosului. Și erau deranjați din punct de vedere culinar, din punct de vedere al iubitorilor de flori, de parfumuri și atât ceea ce înseamnă armonia asta a mirosului și a gusturilor. Și pentru faptul că, bineînțeles, mână în mână cu scăderea mirosului venea și scăderea acuității gustative. Și dacă unii mai percepeau așa un sărat sau un amar sau un dulce, alte gusturi mai complexe, mai rafinate nu erau. Și atunci oamenii, dintr-o frustrare legată de viața personală și socială, își căutau leacul și un eventual diagnostic. Deci, sunt oameni care se prezintă și pentru aceste scăderi de miros. Sigur, impactul nu este atât de important cum ar fi scăderea de auz sau, Doamne ferește, pierderea analizatorului vizual. Există tratament? Tratamentele sunt relativ puține. Am făcut niște progrese în ORL-ul din România și putem investiga corect mirosul. Înainte nu se putea și aici sunt trei componente. E vorba de scăderea mirosului într-un context infecțios, și aici se încadrează și virozele. Sunt anumite scăderi de miros care apar din punct de vedere mecanic, deci este un obstacol în nasul pacientului și astea iarăși sunt reversibile, se rezolvă cu anumite tratamente și mai erau problemele de miros în context medico-legal. Și am avut solicitări de la Institutul Național de Medicină Legală de a evalua pentru miros pacienții care declară că în urma unui traumatism sau a unei bătăi sau a unei agresiuni au rămas fără un senzor. Au fost traumatisme craniene, prin accidente sau prin agresiuni. Și atunci nu exista nicio modalitate obiectivă de a evalua mirosul. La oftalmolog era simplu, la auz era simplu, dar cu mirosul nu. Există niște bețișoare parfumate și niște soluții care au concentrații și mirosuri de la nimic până la foarte puternice și se face o evaluare cantitativă. Și există și investigații obiective, așa numitele potențiale evocate olfactive, ori se aplică un electrod pe zona mirosului din fosele nazale și se înregistrează
activitatea electrică din creier, din bulbul olfactiv, fie dăm pacientului să miroasă anumite substanțe, la fel cu concentrații crescânde, și înregistrăm dacă există vreo activitate în bulbul olfactiv, deci astea sunt mai degrabă calitative și obiective. Din păcate, anumite tratamente specifice nu există. În primele faze, când pacientul remarcă scăderea de miros, există antiinflamatoare, în general cortizonice, care trebuie luate o perioadă. Acele pufuri. Și pufuri, dar și tratament pe gură sau injectabil, pentru a scădea cât se poate inflamația nervului. Există anumite neurotrofice, vitamine care să recupereze nervul mirosului. Iar pentru pacienții care au rămas cu mari probleme după COVID, e un consens la nivel internațional să facem un așa numit antrenament olfactiv. Sunt tot felul de soluții care nu sunt volatile, nu luăm soluții alcoolizate, cum ar fi aromă de trandafir, aromă de, nu știu, cafea, căpșun, și el trebuie să facă 10-15 minute pe zi, pur și simplu să miroasă, să tragă din acea substanță parfumată pentru a redeștepta memoria olfactivă și a antrena nervul olfactiv să-și revină. La unii pacienți a funcționat și au recuperat măcar parțial, la alți pacienți nu a funcționat și au rămas pe viață fără miros. Aduce totuși depresie faptul că e afectat mirosul? Sigur, foarte multe doamne, din păcate, pentru că n-au mai putut să aibă anumite bucurii ale vieții, au adus și au avut și depresii. Și există această stare de frustrare, dar există și o conotație legată de pericole. Pentru că, de exemplu, mirosul de gaze din casă, dacă se întâmplă ceva, nu se simte. Și au fost destule accidente domestice în care un pacient lipsit de miros n-a sesizat că erau scurgeri de gaze și s-au întâmplat tragedii. Noi aici în oraș trăim într-un mediu poluat. Mirosurile, mirosul florilor sau se simte greu prin așa amului, este gazele de eșapament, praful, betoane, ce-o mai fi. Dar invers, când se duce în natură un orășean, începe să strănute. Da, asta vine și de la polenuri și de la potențiale alergii. Sigur că poluarea creează o stare de inflamație permanentă la nivelul mucoasei nazale și e foarte clar că există o patologie și o releș pulmonară de la poluare. Alergiile însă merg și ele mână în mână cu poluarea, în sensul că s-a dovedit că aceste particule PM2-urile astea care sunt foarte grave, de dimensiunile cele mai mici, particulele pe care le inspirăm, se leagă de polenuri și atunci agravează inflamația alergică cu o inflamație determinată de aceste noxe, de aceste gudroane. Sunt catalizatori. De la catalizatori. Și atunci toate bolile alergice, inclusiv cele care se manifestă și cu scăderea de miros, au forme mult mai grave. Dacă, de exemplu, pe vremuri, sezonul de polenuri în România era martie, aprilie și ceva, când mai înfloreau ierburile prin iunie, acum sezonul de polenuri începe în martie și se termină în octombrie, pentru că este ambrozia, care are niște forme de boală foarte, foarte importante. Și aici, pe lângă înfundarea nasului, secrețiile abundente apoase, există și scădere de miros și strănuturile acelea care nu se mai termină și e foarte complicat din punct de vedere social și profesional să stai tot timpul cu pachetele de șervețele. Cel mai frecvent întâlnit poluant folosit chiar este fumul de țigară. E adevărat. Au fumătorii probleme cu mirosul, nu cel care îl emană fumul, ci mirosul lor, simțul. Nu pot să spun că procentul de fumători care se prezintă cu probleme de acuitate olfactivă este mai mare. Ei consideră că au o acuitate bună, dar e dovedit statistic și de studii că mucoasa din zona asta a nasului, care are senzorii pentru mirosuri, este mult mai agresată, mai inflamată și cu capacități de a reacționa la mirosuri mai mici decât la nefumători. Și dacă adăugăm fumat, poluare, alergii, iată că avem un context care oricum
blochează mare parte din mirosuri să ajungă într-o zonă a mirosului cu o calitate bună care să-și perceapă mirosurile bune. Îmi spuneau de ună zi chiar și somelierii că trăind în orașe poluate au început să aibă anumite dificultăți, deși sunt oameni cu antrenament, oameni care s-au școlit pentru asta și cu într-adevăr cu un har de la Dumnezeu și cu o particularitate anatomică specială. Da, a fost exploatat și în filme filiera comică lui de Fenec, degustător profesionist, își pierde această abilitate în oaripioară sau picioare. Da, da, aici este o problemă până la urmă și profesională pentru acești oameni. Pledoaria este până la urmă pentru tratarea corectă a alergiilor și pentru renunțarea la fumat, atât cât se înțelege, pentru că se pare că lupta cu poluarea am cam pierdut-o cumva și asta ne îngrijorează foarte tare, cel puțin în orașele mari și nu cred că e doar în România, cred că este în toată Europa. Și de aici vin o serie întreagă de boli sau de forme mai grave ale bolilor cunoscute, care, mă rog, au și un prognostic mai prost. Și aici ne referim și la bolile inflamatorii nazale și, bineînțeles, la tulburările de miros. Celebra rinită e ușor de tratat, e dificil de tratat astăzi? În esență e ușor de tratat pentru că e o boală inflamatorie, dar având în vedere conotațiile de care am vorbit, ea devine din ce în ce mai greu de tratat și foarte mulți oameni nu-și mai găsesc, au simptomele foarte prost controlate, renunță la tratament și ajung cel mult utilizatori cronici de picături de desfundat nasul, care bineînțeles că în timp dau dependență și la un moment dat ajung la un control medical. Tratamentele se bazează tot pe antiinflamatorii, pe antialergice în funcție de sensibilizarea alergică, dar sunt foarte mulți pacienți care au rinite de la tratamente asociate, de la boli de tiroidă, de la... Deci contextul e mult mai larg decât simpla inflamație a nasului într-un context viral sau alergic. Deci venind la noi spunem, medic orelist ar putea afla că au alte boli. Sigur, noi le spunem să căutăm background-ul rinitei, ce e în spatele acestei rinite și pe lângă evaluarea, să spun, bacteriologică, micologică, sunt foarte multe afecțiuni nazale determinate de ciuperci, de fungi, și rinite și sinuzite. Apoi, trebuie să avem în vedere fumătorii, respectiv nefumătorii, acelea noxele profesionale, atâtea câte sunt. Fungi nu trec la antibiotice. Evident, se agravează. Se agravează. De asemenea, noxele profesionale. Mai sunt totuși lucrători care respiră zilnic lacuri, fumuri, praf pe șantier și așa mai departe. Poluarea este o constantă, deci o avem în vedere. Dar sunt și boli generale care pot să dea o înfundare a nasului și atunci, dacă căutăm în amănunt, poate găsim. Și nu trebuie să ne rezumăm doar la a face o operație de micșorat cornetele, care e o soluție foarte bună uneori. Dar trebuie să vedem ce e în spatele acestei inflamații și să tratăm fiecare factor care a produs această rinită. Domnule profesor, vă mulțumim, vă mai așteptăm la Decemedical. La revedere!